Ce băieți? Nu cumva vreți să spuneți că și astăzi vreți să testați soarele, fără să acoperiți capurile cu chipiu? De ce? Am pățit ceva? Nu vă mai legați atâta de capul nostru. Mircea ai dreptate. Îmbrăcăm ce vrem și când vrem. Mai ales că acum este iarna. Lasă, mami, astăzi ei își vor învăța lecția. Băieți, dacă nu vă plac chipiurile voastre, atunci vă cumpărăm altceva, pe placul vostru. Care doriți? Nu avem nevoie nici de chipiuri, nici de pării. Și în general, dați-ne nouă pace cu chipiurile voastre. Balagua! Tati, ține odată și îmbracă chipiul! Hai, hai! Mami, ce mi-ai dat, mami? Ce-i asta? Îmbracă-o! Ia-o, mami, te rog frumos din mâna mea! Ia-o, mami! Eu mă tem de ea! Cum? Ți-e frică de un chipiu? Of! Măcar puneți-vă pe cap chipiurile, să nu vă cadă vreun cocos pe cap! Care cocos? Uite asta de aici! Adică ce e umbră? Bună ziua! Dacă nu vreți chipiul, atunci vesta este obligatorie! Aici, îmbracă vesta, într-adevăr, este indicat că e obligatorie. Toți în mijlocul largul mării. Unde? Aici? Da, și chiar acum. Băieți, uitați-vă ce soare puternic și iarăși puteți fără tuțiuri. Noi avem ochelari și de ajuns. Eu vreau să fac scufundări. Hai băieți, măcar un suc să bieți, să vă răcoriți! Vă doare capul de la atâta soare! Într-adevăr, mame! Cât e bine! Și de tare! Haideți la barca noastră! Mircea, unde te-ai pornit? Barca noastră e aici! Cu ce glumești? Nu-i cu aceasta am venit! Da, băieți, voi nu sunteți ascultători! Mircea a glumit, a vrut să facă o glumă! Haideți la barcă! Da. Ți-a plăcut, Matei? Vezi dacă porți chipiul! Soare! Un pic la umbră! Știi ce, Mircea? Ea ține chipiul acesta și nu vă jucați voi cu focul! Elisa, ce mi-ai pus pe mână? Nu mușcă! Cine să te muște? Chipiul! Hai, îmbracă-l mai repede! Ce s-a întâmplat, Mircea? Ce-i cu tine? Nu vezi, este un papagal! Băieți, probabil voi iarăși aveți izolație! Haideți rapid la barcă! Ne așteaptă! Țineți, Melissa, papagalul ăsta! Papagal? Cred că așa e denumirea la chipiu! Totodată am înțeles ce mi-a dat Melissa în mână! Un papagal? Deci era chipiul tău! Ce cu tine? Ce-i din papagal? Dar tu de ce țipai atunci când m-am înțeles chipiul tău? ce fel de chipel mergea, era o șopârlă enormă, nu știu ce era ce, un crocodil mic, habar n-am ce era el. Băieți, ce tot acolo, veniți la noi! Ce-i, fetilor? De ce stați singuri? Despre ce vorbeați acolo? Vorbeam despre Marea Caraibilor, palmieri. Da, despre vacanța noastră. Mult soare! Băgați de seamă să nu fie prea mult. Soare prea mult nu există. Hai că ne-am uitat mai în față. Voi stați acolo la umbră dacă nu vreți să purtați chipiu. E bine și aici. Tocmai pânza ne va ține și umbră și nu o să vă doar capul de la soare. Băieți, acum sigur trebuie să vă treziți, să reveniți la realitate. Voi nu visați, voi aveți insolație. Mami, dacă aceasta este un vis din cauza insolației, atunci eu vreau mereu să fiu insolat. Eu nu vreau să mă trezesc din acel vis. Păi nu e vis, Mircea. Eu cred că fetele am insolație, nu noi. Sperăm că acolo unde ne duceți nu este soare. Ce? Acolo este numai umbră, mai ales că este junglă. În junglă? Și plus la toate, afară este cămănurat. Probabil că va ploua. Vom avea nevoie de umbrele, nu de chipiuri. Iată, umbrele n-am luat. Eu totuși zic că mai bine să fim plouați decât cu insolație. Am zis, mami, că plouă, dar voi insolație. Iată și soarele, voi ziceți că e umbră. Of, ploaie! Dar ce să facem noi în junglă? Wow, câte maimuțe! Melissa, o să cumpărăm una Mihaelei! Please, one pink! Wow, și sunete scoate! Ok! Da, 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 Sergiu! Procesul este destul de dificil. Am dezinfectat mâinile, acum și picioarele, doar pentru ce încă nu înțelegem. Eu mi-am pus o floare aici, în loc de chipiu. Probabil că jungla trebuie să fie intactă. Wow, ce jucăle interesantă! Mircea, tu ai grijă de jucăria lui Mihaela. Vezi să nu pierzi? Elisa, ce mi-ai pus? Se mișcă! Și Mircea, ce se mișcă? Eu de la mine! Eu! De plus! Doamne, ce mi-ai dat mie? Ce să acestea? Elisa, ce mi-ai pus pe cap? Ele sunt vii! O jucărie! Ele sunt vii! Ele mișcă! Să-mi face nimic! Deci să știi că jucăria este interesantă. Ce fel de maimuță, băieți! Este doar o jucărie de pluș! Dar câte jucării mi-ai pus pe mână? Ce jucării? Oi, ce pluș interesant! Vai, băieți, chiar sunteți stranii! Puneți-vă chipiurile pe cap și gata! Mircea, dă-o jos, Mircea! Mă lasă! Nu face nimic! Ui! Matei, ține-o tu, Matei! Îți spune și ție că este vie! Nu vie, stă din coadă! Da! Băieți, poate totuși vă dăm chipiurile! Nu v-ați răzgândit! Uite ce soare-i! Poate totuși asta nu este o jucărie! Poate e ceva adevărat? Ce fel de adevărat! Este o jucărie, voi chiar nu vedeți! Dă-te jos! Dar să mă murdăresc! Chiar... Atât de vie jucăria aceasta! Jucărie ca jucărie! Și Mihaela se va bucura de ea! Uite ce drăguță! Vai, ce jucărie! Cum crezi, Melissa? Băieții s-au prins sau nu? Nu știu, după cum se comportă, cam nu. Toate, trebuie să ieșim de aici. Hai la umbră! Mircea, îmi pare că văd mai multe peste tot. Deja nu mai înțeleg, e jucărie sau e adevărată? Vai, trebuie să ieșim. Vă place mai muzica? Faceți mișto de noi. Obțineți-vă jucăriile. E drăguță. Mihaela o să-i placă. Tati, te simți bine? Te simți bine, tati? Ce? Tati! Te simți bine sau nu? Cine ești tu? Tati, știi ce? Eu scot sticla cu apă rece și te trezesc imediat. Mami, tu ești? Mergem imediat la umbră. Mircea, fetele au plecat în cameră. Hai să ne dăm plepte cu crem de protecție de soare. Să nu vadă ele. Că zic, le ascultăm. Hai, unde este acolo? Important să reușim până nu se trezește tati de pe șezlong. Poftim! Hai, Mircea, să te dau repede cu cremă. Dar intră mai repede! Unde le-ai pus? Ții minte? Nu! Trebuie să le caut! Aici! Vai, nu sunt! Deci aici! Pierde-te! Deci nu le-au găsit băieții, oare? Credeam că le-au luat băieții. Hai să le punem într-o geantă pentru plajă. Da, trebuie vadă. Încă nu vin. Am de pe joc și ne culcăm la fund. Stai puțin. Ce s-a întâmplat? Să văd dacă nu cumva s-a trezit. Mircea, sunt la geam. Tu-i vezi? Mami, nu țipa! Îi văd acolo că dorm. Aha, i-am zărit și eu. Hai, repede. Hai, Melissa. Tati, dar mie chiar mi-este somn. Atunci, Mircea, ieși și dormi. Mi-e somn și mie chiar. Uite cum dorm tulăniți la soare. Alo, puneți-vă chipiurile. Lasă-i, Elisa. Să vedem ce include setul. Hai să ne îmbrăcăm. La gât? Așa? Nu știu, Melissa, probabil. Ah, stai puțin. Asta o pui pe frunte. Ca sirena. Cam așa, Melissa? Sau așa pe cap? Sau mai bine lasă așa? Ce mare e! Wow! Aici o tăietură! Mare are, Melissa! Aha! O clipă? Și ce mai este aici? E cu coadă! Ce-ai făcut cu mancă de două seturi? Ah, da! Ții minte! Vreau să probez pe amândouă, dacă una este mai mare, dacă îmi cade... Stai! Aici e mărimea mea, Melissa! Chiar parcă e o sirenă. Va fi cel mai tare prank. Important în liniște să nu-i trezim. Mă Mami, dar ce fel de coadă? Este până la gât. Oare e mărimea potrivită? Probabil că este așa. Acum vedem. Îmbrăcăm, testăm. Să nu se trezească. Hai să mergem lângă apă. Mă îmbrac imediat. Wow. Ce fain se simte! Și în partea aceasta puteți două capete, două picioare. A, da. Așa. Ia vezi? O, acum este mai... Nu înțeleg. Melissa, ceva noi nu facem corect, probabil. Parcă sunt un pitic cu două picioare mici. Și aici nu e bine. Ah, mami! Da, și ce facem cu ea? Melissa, eu totuși cred că aici trebuie să bagi picioarele. Uite, are două găuri și șireturi. Dezbracă coada și hai să testăm inițial acestea. Să vedem cum pot să nota și după aceea mai departe. Mami, ce fac ei? Lăsăm sucurile aici, chiar dacă se trezesc, să nu ne observe pe noi. Cred că ei vor fi însetați de la atâta căldură și soare. Acum, Elisa, e cea mai mare problemă. Cum să încălțăm și cum să le prindem de picior? Nu știu, așa sau... Uite, uite ce găuri! Hai! Wow, ce strâns! Păi ca să nu cadă! Tu crezi? Da! Și picioarele așa trebuie să se vadă? Nu știu! Și dacă vor fi acoperite de sirenă? Stai, Melissa, și cu șiretul se ține și mai strâns coada de picior! Nu prea cred că voi putea nota! Prima mergem acum să testăm și după aceea îi trezim imediat să creadă că de la insolație tu te-ai transformat în sirenă. Iată asta, prank! Da, să mergem! Ia loc, așează-te! Cum e prima senzație, Melissa? Parcă sunt legate niște pietre de picioare. E greu? Da. Uite, eu voi fi mereu alături aici de tine. Și hai să facem primele testări. Să vedem dacă poți să faci cufundări ca o sirenă. Hai. Opa! Și... Ce dificil e! Capul sub apă! Senzație ciudată! Parcă cineva mă ține de picioare! Elisa, eu zic că pentru prima dată te-ai descurcat bine! Doar acum trebuie să încerci și sub apă, altfel nu ne reușește prancul și ei nu se trezesc! Acum fac și sub apă! Succes, Elisa! Melissa, vină înapoi! Perfect! Acum vreau să îmbrac și coada! Melissa, mai avem foarte puțin timp! Ultima dată antrenează-te și după aceea îmbrăcăm coada! Bine! Wow! Wow! Melissa, vină mai repede! Mami, vin să îmbrăcăm coada! Bravo! O să ne reușească prancul! Hai, ridică-te și hai să îmbrăcăm coada! E mai simplu acum? Da! Ai nimerit cu mine? Da, Melissa, ia să vedem cum băgăm noi coada aici în interior. Deja e udată, iar asta este uscată. Așa, colțul stâng al rotătoarei. Deja ești sirenă, Melissa. Și aici găsească. Doamne, că nu e așa de simplu. Este. Acum să închid fermoarul. Perfect. Așa. Băieții dor. Perfect. Mai încerci odată? Acesta se leagă? Nu cred. Acestea sunt înotătoarele sirenei. Op! Așa. Hai, Melissa, succes! Mulțumesc! Hai, îi poți trezi pe băieți! Mă duc să-mi iau și eu coada! Matei, eu de acum înainte sunt sirenă! Să vedeți ce surpriză vă facem noi la mare! După asta o să purtați chipiurile zi și noapte! Așa! Wow. Melissa, ce mărime ai luat! Oh. Nu prea vine! Asta e perfect! Așa. Să mă întind aici și să-i stropesc. Așa. Băieți! Treziți-vă! Vreau să ce, Mircea? Dar nu e norat. Mircea, vezi și tu ce văd și eu? Boni s-a transformat în sirenă. Trebuie să ne îmbrăcăm chipiurile. Mircea, apă rece, un pic, să ne răcorim. Nu e bine, Mircea, ce vedem noi? Nu ajută. Mircea, insolația este divină. Stai, știi ce? Hai să ne spălăm cu apă rece. Și dacă nu, chipiurile vor fi a noastră. Vin băieții, imediat în apă. S-au prins. Acum e momentul nostru, Melissa. Ce băieți, v-ați trezit? Mircea! Ce e asta, Mircea? Mircea! Melissa! Asta e Melissa? Cucu! Și Melissa este sirenă! Mircea, nu este bine! Îmbrăcăm chipiurile! Imediat! Să nu ne atingă pe noi! Să nu ne transforme! Soarele asta ce face? Hai să ieșim, tati! Stați un pic, băieți! Abia a venit la piscină! Ați vrut să notăm toată ziua, să ne bălăcim! Hai! Hai cu noi! Du-te în apă! Ce bine! Hai, veniți cu noi! Ia uitați-vă cum înotăm! Hai după chipiuri! Hai că se pare că au învățat deja lecția, Melissa! Dar mie totuși mi se pare că prea tare i-am speriat! Am exagerat oare? Unde cum caută chipiurile? Hai să notăm puțin! Hai! Chipiu, chipiu! Ăsta e seamul Matei. Ăsta se îmbracă, da. Elisa, unde ești? Aici! Oh, stai cu eu! Bine? Tu ai mai făcut lecții, dar eu nu prea. Hai să ne ridicăm aici, să ne așezăm și să așteptăm să vină băieții cu chipiurile. Hai să te ajut. Hop. Să nu le vadă că sirenele nu pot să se ridice. Este! A mea este acesta alb. Urcări. Mami, ei vin! Hai să scoatem repede cozile de sirenă. A, da! Mircea, hai să mergem la fete. Poate deja este ok, ha? Dacă nu mai au cozi, înseamnă că e din cauza insolației. Ce bine! Vin băieții! Mircea, privește! Fetele deja nu mai sunt sirene. A funcționat! Totuși era din cauza insolației. Gata, eu de chipiul ăsta nu mă mai despart. Nici eu, chiar dacă este iarna. Salut, fietelor! Băieți, ce s-a întâmplat? De ce v-ați pus chipiurile? Ha, vă bătut soarele la cap? Am zis să vă facem vouă pe plac, să nu vă faceți griji. Nu am avut nicio instalație, nimic. Tot a fost perfect până acum. Apropo, dar de ce voi nu purtați chipiuri? Când facem scufundări, nu avem nevoie de chipiu. Hai, Melissa! Hai, băieți! Vină pe voi! Băieți, de ce purtați chipiuri în toiul nopții? Știi ce, Melissa? Faza bună plece și primești de rea. Acum și nu mai apare iarăși o maimuță sau niște indieni dansând. Sau încă ce mai a fost acolo. V-ați schimbat radical. Vă vor râde toți oamenii. Știi ce? Nu te mai lega de chipiurile noastre. Eu zic totuși să scoateți chipiurile. Toți oamenii din jur privesc doar la voi. Dar de ce, mami, așa de departe mergi de noi? Ce s-a întâmplat? Păi, așa mi-este rușine și mie să merg acum lângă voi. Cum ziceați astăzi? Scoate chiloții de pe cap, că te vede lumea. Uite așa și voi acum, în toiul nopții cu chipiu. Cum vrei? Merg și eu cu mami. Tati, scoateți măcar în restaurant chipiurile! Uite câtă lume este aici! Mami, nu schimbăm noi chipiul pe nimic. Deja mereu am văzut doar chipiul. Ce vă uitați așa la noi? Poftă bună! Mâncați! Fiecare privește în farfuria sa. Ce-mi trece poftă de mâncare când te uiți așa la mine? Aha, nu doar eu privesc la voi, ci și toți oamenii care stau în jurul nostru la masă. Dragilor, luați minte, când e soare, pe cap, numai decât trebuie să ai ceva. Când e soare? Acum este umbră. Faza bună. Că de altfel vezi maimuțe.